Salutări, suntem la Fintech Friday, emisiunea în care discutăm despre startup-urile fintech și despre progresele pe care le fac băncile pe partea de digitalizare. Astăzi o să ne concentrăm pe startup-urile fintech, având în vedere cu am alături de mine pe Irina Scarlat, Country Manager Revolut România și coordonatoarea proiectului European Growth Machine, lansat recent de către Revolut. Bună, Irina, și bine ai venit! Bună, Armand, îți mulțumesc tare mult pentru invitație! Pentru început, oferi-ne câteva detalii despre acest proiect și ce trebuie să faci tu în tot acest proiect. Am înțeles că faceți multe angajări la nivelul Europei și în România chiar. Practic, proiectul a început în urmă cu 2 luni, dar abia acum l-am comunicat. Undeva în perioada de sărbători am început să lucrăm, ne-am uitat un pic la date. Noi suntem o companie foarte orientată în zona de date. Creștem foarte rapid, ne apropiam de 4 milioane de utilizatori, deschideam cam 10.000 de conturi pe zi, 10.000 de noi conturi pe zi, însă ne-am uitat și am zis e prea puțin, putem să creștem mult mai repede, putem să facem mult mai mult. Întrebarea este cum? Și am făcut tot felul de sesiuni în care ne-am gândit la diferite metode de creștere și am ales în cele din urmă să mergem pe varianta de, e un model care în lumea tehnologiei se cheamă squad. Practic creez echipe mici, echipe cu autonomie 100% care să se ocupe de anumite lucruri, să aibă într-adevăr ownership pe o anumită piață. Așa ne-am hotărât să dezvoltăm 19 echipe locale în fiecare dintre piețele din Uniunea Europeană în care avem, din Europa, în care avem licența de a funcționa, în așa fel încât să creștem mult mai repede. În România, dacă ne uităm, am crescut de la 20 la 190 de, 170 de mii de utilizatori în câteva luni. Se putea și mai mult dacă am fi avut o echipă mai mare și dacă am fi avut mai multe resurse. Așa că încercăm să facem schimbarea asta în același timp ca lucrurile să funcționeze și ca să nu dezvoltăm 19 companii diferite în Europa. Avem nevoie de o echipă centrală puternică, o echipă centrală care să seteze toate procesele și practic să ajute echipele locale să aibă succes și să crească așa cum ne dorim. Și o echipă de produs, bineînțeles, care să susțină dezvoltarea echipelor locale, făcând optimizări pentru produs, pentru fiecare dintre piețele locale. În luna ianuarie am lucrat la această structură pe perioada sărbătorilor. În luna ianuarie am avut un call în care mi-au propus să fiu project manager al acestei inițiative. Asta înseamnă să lucrez cu echipa de recrutare și cu hiring managerii de pe toate rolurile. Sunt și eu la rândul meu hiring manager pe vreo 30 dintre ele. Să setăm împreună procesele, să coordonez procesul prin care facem această recrutare, pentru că e foarte important să aducem oameni potriviți în echipă, de asta practic depinde succesul inițiativei, și să setăm toate procesele pentru acești noi oameni, procesele de onboarding, ce trebuie să facă, KPI, obiective. Și în urma acestui proces, la câți angajați veți ajunge în România? Și de asemenea mă interesează, probabil se uită la noi și oameni care își doresc să lucreze în Revolut, care sunt principalele aspecte la care vă uitați înainte de a aduce cineva în echipa voastră și de asemenea, dacă ai observat în acest timp, diferențe mari între piața muncii de la noi și piața muncii din alte piețe în care sunteți prezenți. Ca să încep cu începutul, în momentul de față suntem 2 persoane în echipa de România, din România, și vom fi 8, sper eu, până la 1 aprilie. La ce ne uităm? Ne uităm în primul rând la persoane. Revolut este un fintech, dar suntem, așa cum am spus-o de la lansare, noi suntem o companie de tehnologie în primul rând, înainte de a fi o companie financiară, și atunci pentru noi e foarte important ca oamenii pe care îi aducem în echipă să aibă experiență în lucru cu produse, preferabil în zona de tehnologie, pentru că metodele de creștere, metodele de marketing folosite în companiile de tehnologie versus companiile tradiționale sunt foarte diferite. Și atunci vrea să aducem oameni care au lucrat pe produse la un moment dat, sau pentru pozițiile de junior nu ne interesează experiența de produs, ci ne interesează foarte mult atitudinea. Oamenii din Revolut sunt niște oameni foarte pasionați, sunt niște oameni care cred foarte tare în ceea ce fac, sunt oameni antreprenoriali. Vrem să aducem același tip de oameni.
În continuare, aș vrea să-ți adresez o întrebare primită de la un membru al comunității noastre Future Banking, o ocazie de care profit și vă invit și pe dumneavoastră, dacă nu faceți parte din comunitatea noastră Future Banking, intrați pe Facebook, pagina de Facebook Future Banking, dați un like și de asemenea înscrieți-vă pe www.futurebanking.ro la conferința noastră ce va avea loc pe 14 și 15 mai și unde veți avea ocazia să-l cunoașteți pe IT-istul din spatele Revolut, cofondatorul Vlad Iațenco. Revenind la întrebare, ce se va întâmpla, Irina, cu cei peste 170.000 de utilizatori români după Brexit? Vor fi anumite efecte? Ce măsuri ați luat voi în acest sens sau ce măsuri veți lua? Nu se va întâmpla nimic. Sperăm că până la implementarea Brexitului să vorbim de 250.000, nu de 170.000. Noi suntem asigurați din punct de vedere al Brexitului, pentru că noi funcționăm în momentul de față în baza unei licențe de e-money. Licență de e-money care a fost inițial acordată de Financial Conduct Authority din Londra, dar în momentul de față deținem și o licență de e-money pe teritoriul Uniunii Europene. Chiar dacă Marea Britanie iese din Uniunea Europeană, noi vom putea să continuăm să funcționăm ca instituție de e-money. În plus, am obținut recent licența bancară de la European Central Bank. Deci avem dreptul de a funcționa ca bancă în oricare dintre statele din spațiul economic european. Din punctul ăsta de vedere, utilizatorii nu trebuie să-și facă nicio problemă. Ce probleme sunt și unde încercăm și sperăm că se va găsi o soluție, sunt probleme odată legate de Marea Britanie, pentru că în Marea Britanie nu vom putea funcționa ca bancă și va trebui să obținem o licență separată acolo, post-Brexit, și sunt probleme legate de recrutare. Noi avem o echipă centrală foarte solidă în Londra și avem semne de întrebare, pentru că nu e nimic clar în momentul de față, despre cum vom face, cum vom putea atrage în continuare talente în Londra. Suntem însă optimiști, pentru că Londra este totuși polul fintech-ului european. Avem nevoie de oameni, avem nevoie de talent, nu recrutăm doar din Marea Britanie și suntem convinși că se va găsi o soluție în așa fel încât să rezolvăm problema asta. Ai menționat mai devreme despre licența voastră bancară pe care ați obținut-o, din câte mi-aduc aminte, la finalul anului trecut. Ar urma ca aceasta să fie implementată pe mai multe piețe. Când estimați că o veți implementa în România și ce schimbări aduce această implementare pentru utilizatorii noștri de aici din țară? Nu știu să spun răspunsul când o vom implementa în România. Sinceră să fiu, încă evaluăm care vor fi țările în care vom implementa licența. Planul nostru în momentul de față este să implementăm licența bancară și să începem să funcționăm ca bancă în Lituania, unde am început să dezvoltăm o echipă dedicată în acest sens. Sunt multe schimbări din punct de vedere organizatoric intern în momentul în care faci trecerea de la un IFN la o bancă. Așa că avem nevoie de o echipă mult mai mare. Sunt raportări diferite care trebuie făcute. E un mod de funcționare diferit. Ulterior vom decide pe care din țări vom începe să implementăm licența și vom face lucrul ăsta gradual. Nu vom începe să o facem în toate țările în același timp. Cât despre România, eu am perspective destul de rezervate aici, având în vedere instabilitatea legislativă pe care o cunoaștem. În contextul ăsta nu știu cât de curând vom putea implementa licența bancară. Implementarea licenței bancare vine cu multe modificări. Nu plănuim să modificăm costurile, nu plănuim să modificăm structura serviciului, o să rămânem în continuare 100% digital, fără sucursale, nu o să vedem sedii Revolut peste tot prin orașe. Dar ce ne propunem să facem este să diversificăm portofoliul de servicii. Vine, bineînțeles, cu IBAN-uri dedicate, vine cu un portofoliu de servicii mai larg, vom putea oferi carduri de credit, vom putea oferi credite. Ok, știu că anterior, anul trecut, discutam despre introducerea IBAN-urilor în lei în urma unui parteneriat cu o bancă locală. Iese acest scenariu, având în vedere că ați obținut voi licența la nivel european? Sau... Noi lucram la asta în momentul în care eu m-am alăturat echipei. Știu că discutam despre asta chiar pe scena Future Banking anul trecut. Noi avem deja un parteneriat pe care l-avem încă încheiat cu o bancă din România pentru a oferi în parteneriat aceste IBAN-uri dedicate. Din păcate ne-am blocat în repetate rânduri
la, la procesul de implementare, iar responsabilitatea este destul de mică începând cu luna decembrie și n-aș putea, sunt doar speculații, dar e posibil să fie oricare dintre cele două, două motive scenarii. Sau o combinație dintre ele. Odată faptul că noi am obținut licența bancară, iar a doua oară instabilitatea legislativă de la noi, în speță taxa pe lăcomie, care a vă dat... afectează și pe voi direct? Pe noi nu ne afectează, dar afectează sistemul bancar, iar noi având automat colaborarea, în momentul de față nu se prioritizează o colaborare cu noi, ci se prioritizează... Am intrat în mod, într-un mod de supraviețuire. Au intrat. Pe noi nu ne afectează în momentul de față. Da, înțeleg. E o discuție destul pentru de aprinsă. Pentru mine e o dilemă aceste... care din ele este. Da, e o discuție destul de aprinsă și cu, cu toate aceste schimbări legislative și chiar mă gândeam dacă o să se răsfrângă și asupra industriei fintech. În continuare aș vrea să ne spui la ce funcționalități să se aștepte utilizatorii din România pe parcursul acestui an. Vedem că am primit multe întrebări legate de plata cu telefonul mobil. Se pot aștepta aceștia la o, nu știu, la o implementare de acest gen până la finalul anului? Noi nu lucrăm în momentul de față la plăți prin NFC, ci vrem să integrăm cu Google Pay și Apple Pay, care fac deja asta și o fac foarte bine. Integrarea cu Google Play, cu Google Pay este, este finalizată. Integrarea cu Apple Pay e foarte aproape de finalizare, dar până când serviciile acestea nu ajung în România, nu vom putea să le folosim. Deci nu depinde de noi, ci de cei de la Google și de la Apple. Am văzut chiar la voi că într-un articol că Google Pay a amânat lansarea pe piața din România, nu știam nimic despre asta. Așteptăm și noi și sperăm să se întâmple cât mai repede. Știu că am și scris noi și am și povestit și despre acea platformă de tranzacționare. Cum mai stați cu ea? Când va fi lansată? Dacă da, aveți colegii internet? Noștri lucrează, e un proiect prioritar pentru noi. Colegii noștri lucrează ca din punct de vedere al funcționalităților de produs pe care plănuim să le lansăm. Pe lângă faptul că lucrează în permanență la optimizarea funcționalităților actuale, pentru că primim feedback foarte relevant de la, de la utilizatorii noștri. Pe lângă asta lucrăm la platforma de investiții fără comisioane. Sperăm să vedem, cel mai probabil aceasta va fi lansată într-un beta în UK și apoi extinsă, pentru că vorbim de legislații diferite, dar colegii noștri lucrează și au deja un beta pe care îl testează intern în momentul de față. Lucrăm la lansarea conturilor de familie, care au fost cerute foarte mult de utilizatorii noștri. Sunt foarte mulți părinți care ar vrea să aibă și copiilor posibilitatea de a folosi Revolut și atunci lucrăm la niște conturi de familie care să le permită părinților să facă asta. Avem un număr foarte mare de persoane, părinți care își fac două carduri în numele lor și oferă unul copilului, dar nu oferă aceeași trasabilitate și vizibilitate ca un cont de familie. Foarte interesant. Chiar sunt curios să vedem cum va prinde acest cont de familie în România și câți dintre utilizatori își vor face. De asemenea, mai sunt undeva la 2 luni și jumătate, se împlinește un an de când ați deschis birou în România și ai preluat conducerea. M-ar interesa să știu care au fost cele mai mari provocări, pentru că dacă stăm să ne gândim, Revolut este primul challenger bank care e mare din Europa, care a intrat în România și mă gândesc că ați venit pe o piață în care, în rândul a multor oameni, nu era această cultură de a folosi serviciul unui startup fintech și mă gândesc că a fost ceva de muncă pe zona asta. Cred că problema e, cea mai mare provocare a fost legată de încredere. E foarte greu, nu suntem și, eu tot timpul spun lucrul ăsta, nu suntem atât de special cât să avem niște caracteristici care sunt specifice doar pe piața din România. Eu ce am văzut și din experiența anterioară de lucru pe alte produse în domeniul tehnologiei, probleme similare se întâlnesc la nivel de regiune și noi suntem foarte asemănători tot ce ține de Europa de Est cu Europa de Sud. Sunt aceleași tip de probleme versus Europa Centrală și de Vest, care se confruntă cu probleme diferite. Cred că în România cea mai mare provocare a fost încrederea oamenilor. Faptul că nu ai o sucursală, nu ai un sediu fizic la care să te duci. Am avut experiențe amuzante la început cu oameni care veneau. Noi avem birourile la Tech Hub în spațiu de coworking și am avut utilizatori care au venit să depună numerar la Tech Hub. Colegii de acolo, mai antreprenori, chiar spuneau că o să facă o cutie în care să vină să depună și fac ei transferul și pentru un comision implementează și varianta asta.
partea de încredere și partea de educație financiară. Cred că nu, încă nu știm să folosim și nu suntem atât de deschiși către tehnologie, cum sunt oamenii din vest, nu mai vorbesc de Statele Unite sau de Asia, în zona asta, dar evoluăm, iar ritmul rapid de creștere arată faptul că evoluăm. Pentru mine a fost o prioritate să înțeleg ce ne poate ajuta să creștem și am făcut un studiu în urma căruia am descoperit faptul că probabilitatea ca o persoană să înceapă să utilizeze Revolut este din ce în ce mai mare pe măsură ce un număr mai mare de oameni din jurul lui sau ei folosește Revolut. Datorită acestui lucru ne-am focusat foarte mult pe zona de comunitate, pentru că e foarte foarte important ca să construiești această încredere inițială de care e nevoie. E aceeași încredere care acum 5 ani de zile, dacă ne uităm în urmă, era legată de plata cu cardul. Da. Trebuie să-mi pun datele de card într-o aplicație. Dacă tot ai menționat plata cu cardurile, te-aș întreba, știu că pe zona de securitate voi aveți un sistem dezvoltat in-house, care merge destul de bine, cât am văzut, în cazul în care, nu știu, detectează că ar fi o tranzacție care, nu știu, nu este în regulă. Am văzut că am folosit și eu destul de mult aplicația și am văzut că primește o alertă. Știi cumva dacă veți introduce în viitor 3D Secure-ul? Pentru că știu că la unii comercianți nu poți plăti cu cardul Revolut pentru că ei acceptă doar carduri care au 3D Secure. Da, în momentul de față cum încercăm, plănuim să introducem 3D Secure. Colegii noștri lucrează la o variantă care să fie puțin mai prietenoasă decât varianta actuală în care primești un SMS care e destul de disruptivă și nu e genul de experiența utilizatorului pe care ne dorim noi să o livrăm. Acum problema cu comercianții vine câteodată din comercianți, câteodată de la procesatorul de plată, dar conform manualelor Visa și Mastercard, în acest moment 3D Secure nu este obligatoriu. În acest context și având în vedere măsurile suplimentare de siguranță pe care le oferă cardul Revolut, 3D Secure nu este 100% relevant pentru tranzacțiile noastre. Noi încercăm să rezolvăm problema asta. Luăm legătura cu procesatorii de plată, luăm legătura cu fiecare comerciant, pentru că se pot seta excepții și practic în momentul în care face o plată cu cardul, ea intră prin 3D Secure, dar dacă nu are 3D Secure pe un anumit tip de carduri, în speță cardurile Revolut, poate fi direcționată către non-3D Secure și plata se poate face. Revenind la partea cu provocările și cu ce a trebuit să, nu știu, să vă luptați când ați intrat pe piața din România și în acest an, și mă gândeam și mă uitam din altă perspectivă. Dacă tu crezi că ar putea să fie, nu știu, o sabie cu două tăișuri, adică să fie un pic riscant pentru că voi ați venit aici, ați educat piața în ceea ce privește startup-urile fintech, te-ai gândit vreodată că poate tot efortul pe care l-ați depus, ați setat oarecum terenul și celorlalte fintech-uri din Europa care vor, veni, nu știu, vor avea o treabă un pic mai ușoară? Cu siguranță. Să fii primul jucător într-o piață vine întotdeauna cu avantaje și dezavantaje. Și dacă ne uităm, putem să facem paralela cu Uber, care a venit în România, a educat piața, apoi a venit și Taxify, care se bucură de beneficiile pe care le-a adus educarea pieței pe care a făcut-o Uber mulți ani înainte. Să fii primul jucător întotdeauna are avantaje și dezavantaje. Cred că ce e foarte important, da, educi piața, ceea ce are efecte benefice și asupra eventualelor companii, eventualilor competitori care ar vrea să intre pe piață, dar în același timp e responsabilitatea ta să nu pierzi acei utilizatori, pentru că tu nu doar că ai educat piața, dar intrând primul ai achiziționat un număr de utilizatori care nu au niciun motiv să plece de la tine dacă tu nu-i dezamăgești. Dacă tu nu le oferi, iar produsul nostru, așa cum o spune și sloganul nostru, nu este perfect, niciun produs din lume nu e perfect, am mințit să spunem că e perfect, dar e radical mai bun, radically better, decât orice alt produs competitor. Deci în momentul în care următorul concurent va intra pe această piață, da, într-adevăr, va avea o muncă mult mai ușoară decât munca pe care am dus-o noi inițial, dar pe de altă parte nu concurează doar cu o echipă locală care face creștere, ci și cu un produs care este semnificativ mai bun.
un produs care e mai ieftin, mai simplu, mai rapid. Și atunci utilizatorul are dreptul să aleagă. Iar eu cred întotdeauna că e bine să existe concurență pe piață, pentru că în momentul în care există concurență pe piață, toți actorii sunt forțați să pună clientul în centru, ceea ce ar trebui să fie, de fapt, o regulă standard, doar că, din păcate, nu se întâmplă, și să concureze în termen de inovație. Și mi se pare că venirea Revolut pe piață a avut efecte benefice și în sistemul bancar. Și am văzut progrese mai rapide în sistemul bancar, în ceea ce privește digitalizarea, de când a intrat Revolut pe piață versus ritmul dinainte. Da, și intrarea voastră pe piață, din punctul meu de vedere, și directiva care urmează PSD2 și-a pus oarecum amprenta. Dacă tot ai menționat sistemul bancar, e o discuție și la nivel României și la nivel global, oarecum, despre această, hai să nu spunem, ori bătălie între fintech-uri și bănci sau parteneriate. Știu că sunt două căi care, pe care se merge. Cum vă înțelegeți voi cu băncile din România? Știu că erau diverse discuții și pe rețelele sociale legate de faptul că unii utilizatori nu-și pot folosi aplicația pentru că au card la anumite bănci. Care e situația în momentul de față? Ce aș vrea să punctăm foarte clar e că, din fericire, absolut nicio bancă din România n-a venit și a zis să punem o piedică sau comisionăm alimentarea de pe cardurile Revolut. N-au încercat să împiedice niciun fel dezvoltarea Revolut și cred că e un lucru admirabil. Nu ne-am lovit de asta pe nicio piață pe care funcționăm. Foarte bine că ai menționat asta, pentru că mă uit foarte mult în social media și la oamenii care ne comentează și nouă pe Future Banking, și e foarte important să înțelegem asta pentru a nu se crea o ruptură, adică să nu devenim extremiști pe partea asta că băncile, nu știu, au ceva împotriva startup-urile fintech și le împiedică, pentru că oarecum s-a format, da, într-un rând un număr mic. A fost la un moment dat o știre legată de comisionarea alimentării contului Revolut de pe cardurile de credit venite de la Banca Transilvania. O mișcare perfect justificată și din punctul nostru de vedere. De ce Banca Transilvania a ales să facă acest lucru? Pentru că ei au un produs care se cheamă un card de credit. Care un card de credit? Este un card de cumpărături. În momentul în care tu folosești un card de credit ca să alimentezi un alt cont, iar apoi te duci la bancomat și scoți banii respectiv cash, tu deturnezi, de fapt, modul de utilizare al produsului respectiv, ceea ce presupune costuri suplimentare pentru Banca Transilvania, costuri suplimentare pentru Revolut, pentru că vorba de un pattern de utilizare care nu e ok. Și potrivit termenilor și condițiilor, Revolut nu poți folosi un card de credit pentru alimentare ca să folosești ulterior pentru retragere de numerar. Deci a fost o decizie de business perfect justificată, nici de cum o mișcare de a încurca Revolut. Acum, ce problemă avem, care e într-adevăr unică în România și avem o problemă cu o serie de bănci de aici. Eu tot încerc să țin pasul, din păcate nu sunt nici foarte responsiv la a o rezolva. Nu este o problemă specifică legată de Revolut, ci este o problemă specifică legată de clienții lor, și anume nu au actualizat sistemele interne și nu permit efectuarea de plăți cross-border în RON. Asta ce înseamnă? Înseamnă că dacă tu faci o plată la un comerciant din străinătate care tranzacționează în RON, atenție, deci comerciantul respectiv nu tranzacționează în euro, doar că are un cont deschis în străinătate, banca respectivă face conversia RON-euro și înapoi euro-RON. Iar asta nu afectează. Acum e foarte vizibil și utilizatorii sunt, clienții acestor bănci sunt foarte supărați pentru că își folosesc Revolut și văd că sunt sume mai mari. Dar ce le recomand eu este să se ducă, după ce fac o cursă Uber, să verifice care era valoarea cursei și care este suma pe care o achitat-o. E o problemă pe care am sesizat-o încă din perioada Uber. Orice plată pe care o fac la Airbnb în RON, orice plată la un comerciant din afară care tranzacționează, da, în RON, dar nu are conturile în România, este trecută nejustificat prin cursul de schimb valutar. Ceea ce înseamnă costuri și comisioane suplimentare pentru clienți. Iar eu ce recomand în condițiile de față și ce cred că ar trebui să învățăm să facem mult mai bine, este să ne alegem serviciile pe care le avem. Dacă eu, ca din perspectiva de client, aș pleca și aș zice ok, mă duc mâine, plec de la banca Y care îmi percepe comisiuni și mă duc la banca X pentru că nu îmi percepe comisioanele astea nejustificat, banca X, după ce ar pierde 10% din clienți, ar fi forțată să facă lucrul ăsta în așa fel încât să funcționeze și să-și îmbunătățească practic calitatea serviciilor. Din păcate, suntem destul de comozi.
atunci când vine schimbarea. Orice drum la bancă e o durere în plus și ne gândim, ok, decât să fac durerea asta, mai bine le dau 10 lei, dar aș vrea să văd că ne cerem mai mult drepturile. Din punct de vedere al unui client vorbesc acum, inclusiv în ceea ce privește Revolut. Când e ceva care nu e corect, ar trebui să învățăm să ne cerem drepturile și să renunțăm la un serviciu care nu corespunde nevoilor noastre. Mă întorc la numărul de utilizatori. La ce număr vreți să ajungeți la finalul acestui an? Cât v-ați propus? Eu am zis recent, chiar vorbeam cu Răzvan, colegul tău, la începutul anului și mă întreba care sunt obiectivele. Și atunci îi spuneam, nu pot să-ți spun niște cifre exacte, eu aș spune 3-400 de mii până nu știu exact ce tip de resurse voi avea, pentru că am nevoie de o echipă. Dacă primesc echipa, voi putea să am obiective. Acum eu cred că dacă reușim să dezvoltăm echipa și reușim să obținem și ceva resurse, cred că putem ajunge la 500.000 de utilizatori până la finalul anului. Bun, mi se pare destul de ambițios, nu știu, pentru piața din România, dacă stau să mă gândesc această cifră, însă rămâne să vedem dacă veți atinge borna aceasta. Și mie acum mi se pare un obiectiv foarte, foarte sus. Chiar vorbeam când am setat obiectivele, vorbeam cu Nicu, CEO-ul nostru, și ne-au întrebat pe noi ce obiective și zic, aș spune 500.000, aș spune 500.000. Și am primit întrebarea, nu e prea mult? Și am zis, o să vedem, pentru că am venit în echipa Revolut în mai, eram 20.000 și 100.000 părea foarte mult. Apoi când am lucrat cu managerul meu la setarea obiectivelor pentru primul trimestru, am zis 170.000 și mi se părea uriaș. Eram 90.000 atunci până la 170.000, cam mult, și suntem 170.000 astăzi. Deci sper să avem aceleași surprize și până la finalul anului. Rămâne să vedem, vă doresc mult succes. Acestea au fost întrebările mele pentru astăzi. Mulțumesc frumos pentru prezență și rămâne să ne anunți un viitor cu toate lucrurile interesante pe care le faceți. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Stați cu ochii pe Future Banking pentru a afla ultimele trenduri din sistemul financiar și ultimele noutăți de la Revolut, desigur. Noi ne vedem săptămâna viitoare cu un alt invitat. Va veni la noi Adrian Cighi, cofondator Pago, care ne va vorbi despre noile abonamente lansate și despre extinderea pe piețele internaționale. Vă mulțumesc!